ea a numit numele Domnului care îi vorbise, Tu ești Dumnezeu care mă vede, căci, a zis ea, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. Geneza, capitolul 16, versetul 13. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Psalmul 139, versetele 1 la 4 O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Psalmul 139, versetul 6 Ochii Domnului sunt în orice loc ei văd pe cei răi și pe cei buni. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 15, versetul 3. Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 5, versetul 21. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetul 15. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9. Dar Isus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetele 24 și 25. A treia oară i-a zis Isus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești, Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, Paște oile mele. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetul 17. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele Tău în veci. Psalmul 86, versetul 12. Cine aduce mulțumiri ca jerfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Psalmul 50, versetul 23. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele tău prea înalte. Să vestim dimineața bunătatea ta și noaptea credincioșia ta. Psalmul 92, versetele 1 și 2 Tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Psalmul 150, versetul 6 Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, versetul 1. De aceea și Isus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă, să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim o cara lui, căci noi n-avem nicio cetate stătătoare ci suntem în căutarea celei viitoare prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Epistola către evrei, capitolul 13, versetele 12 la 15. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 20. Apocalipsa, capitolul 5, versetul 12. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda.